noroi în fiecare zi, prin tot felul de mijloace, mă doare să văd că intră tot felul de măruți, de capatoși, tot felul de vijelii și salari. Toate mezelurile se expun în casa noastră și le văd copii. Și ei cred, mă doare! Și-au bătut joc de mine când mi-am arătat ce carte frumoasă a scris Umberto Eco. Și-au aruncat cu iPhone-ele în mine și atunci i-am zis: fată dragă, băiatul, atâta vreme cât în țara noastră mai există educație, există speranță. Și faptul că ne-am adunat în seara asta aici înseamnă că noi mai putem să cântăm, așa e? Mai putem să cântăm? Da. Mai putem să cântăm? Da. Mai putem? Ta-da!